cheamă Devinete. Pentru alte rețete culinare, vizitați site-ul nostru www.rețeta-video.ro sau pagina de Facebook. Ingrediente pentru supa cremă de vinete: 3 vinete spălate, 2 roșii mari spălate, o ceapă curățată și spălată, 10 căței mici de usturoi necurățați, 3 linguri cu ulei, 3 linguri cu smântână, 4-5 fire de cimbru spălate, sare, piper măcinat, 4 căni cu supă de pui, brânză uscată, rasă și crutoane pentru servit. Acestea sunt toate ingredientele. Mod de preparare pentru supa cremă de vinete. Încălzim cuptorul. Tăiem vinetele în jumătăți pe lungime. Tăiem ceapa în jumătăți și tăiem roșiile în bucăți mari. Pregătim o tavă pentru cuptor, în care aranjăm hârtie de copt. Punem în tavă jumătățile de vânătă, bucățile de roșie, jumătățile de ceapă și căței de usturoi. Condimentăm cu sare și piper măcinat. Apoi stropim legumele cu ulei. Introducem tava în cuptorul încălzit pentru 30 de minute la foc mare. Când legumele sunt moi, scoatem tava din cuptor. Le lăsăm să se răcorească puțin, apoi îndepărtăm prima foaie de la ceapă, scoatem căței de usturoi din coajă, îndepărtăm coaja roșiilor, scoatem cu o lingură miezul vinetelor din coajă. Pregătim aragazul și o oală în care punem supa de pui. Adăugăm firele de cimbru. Punem legumele coapte împreună cu zeama care s-a lăsat. Și lăsăm totul să clocotească timp de 20 de minute. Apoi închidem aragazul, adăugăm smântâna, amestecăm și lăsăm supa să se răcorească. Pregătim un blender, în vasul căruia punem legumele împreună cu supa în care o fiert și mixăm. Răsturnăm supa cremă înapoi în oală, condimentăm cu piper și sare, amestecăm și gustăm. Servim caldă cu brânză rasă deasupra și crutoane. Aceasta este recomandarea Rețeta Video pentru supa cremă de vinete. Poftă bună!